O bază sportivă tip 1, construită prin CNI, începută pe mandatul meu, terminată pe mandatul meu. Se pare că oamenii care livrează fapte nu sunt apreciați în comunitatea județului Brăila. Dar noi oricum am fost o carte deschisă și am mers și ne-am făcut datoria și ne facem până la capăt. Efectiv, lucrarea a început la jumătatea lunii martie 2024 și după cum se vede, în 5 luni de zile, ieri pe data de 29 august, am avut recepția finală predată la cheie. 105 metri pe 68, se poate juca meciuri oficiale de UEFA, este teren sintetic, de asemenea avem alături și un teren combinat pentru tenis, volei, handbal și basket. Toți banii au venit din partea Companiei Naționale de Investiții. Am avut un constructor foarte bun, care s-a și ținut de cuvânt. Termenul era 9 luni și au terminat în 5 luni. Este instalație de nocturnă, omologată și aceasta. O instalație de nocturnă este inclusiv pe terenul mic, care este tenis, volei, basket, dar și pe terenul mare, care va găzdui, sperăm, în luna septembrie, dacă ne permite, nu dacă ne permite, dacă federația are o echipă disponibilă, am vrea să facem inaugurarea oficială cu un meci de deschidere cu Federația Română, cu formația Under 19-20, să vedem, în funcție de și programul lor. Corpul de clădire conține tot ceea ce trebuie. Vestiare, grup sanitar, arbitrii, magazii, adică tot sală ce înseamnă dotare pentru meciuri oficiale de Liga a doua. Și aveți și instalații de panouri solare? Da, avem instalație de panouri solare pentru a ușura un pic din presiunea costurilor. Sunt panouri solare pentru apa caldă. De asemenea, tot ceea ce înseamnă drenaj este captată într-un bazin colector, iar acel bazin colector vom uda terenul verde pe care cei după mine sper să mai facă ceva cu el. Da, toată investiția în jur de 1.700.000 de euro fără dotări, pentru că e construcția efectivă. Dotările, ceea ce însemnat canapele, da, vestiare, bănci și toate astea sunt separate, nu sunt tratate ca investiție, sunt obiecte de inventar care ne-au fost predate separat.